Programul Lecturi Publice a adus din nou un moment de cultură autentică târgovișteană joi 16 aprilie la Biblioteca Județeană Ion Heliad Rădulescu din Târgoviște. La eveniment au fost invitați scritorii Dan Gâjiu și Sebastian Drăgan. Acolo unde, o, Doamne, mă întrepătrundă privirea ta tremurândă, să nu fugi, andaluză pereche, mă dor de dor și aripile în spate, mă zbor zăludă numai tu și s-a apucat de streche acolo unde mi-ești de ieri. Pereche, nepereche. În curând voi ajunge tot acolo, pe cruce. O presimt, o prevăd, e prea clară chemarea. Sunt deja condamnat, drumul meu deja duce. Către vama sa tare mi se înfundă cărarea. Voi fi chin și durere, voi fi fluviu de sânge. Viața îmi va curge încet, pic cu pic. Marii Magdalene în genunchi mă vor plânge. Doar tu, dintre toate, nu vei face nimic. Atunci mă întreb, de ce oare mai sper? Pentru cine mai sufăr? Pentru cine mă trec? Și noapte târziu, ca într-un straniu apel, în celula mea albă, cu vedere spre cer, parcă îl zăresc pe tata, nemilostenicer, cerându-l să te uit și să mă întorc în el. Ei au oferit un tot sub raportul unei idei poetice, a poeziei de dragoste, care trece astăzi într-o criză în România, dar ei nu fac parte din această criză, ci ei înnobilează prin versurile lor sentimentul etern uman de iubire. Ceea ce se întâmplă la Biblioteca Județeană Ion Heliad Rădulescu, aceste lecturi publice, este un excelent moment în care ne reîntoarcem la carte, ne întoarcem la sufletul oamenilor, ne întoarcem, dacă vrei, la inimă, acolo unde trebuie să fim în aceste momente în care încercăm să ne regăsim de la atât de greu. Așa cum ne-am obișnuit, în cadrul evenimentului a fost lansat și cel mai recent număr al revistei Litere, cea mai longevivă revistă târgovișteană.